Dimineața. Sper că toată lumea se simte bine și e sănătoasă. Vă mulțumesc că ați intrat și în această dimineață. Mulțumesc și celor care se uită pe cursuri pe YouTube după. Vă rog să lăsați un comentariu dacă se vede ok stream-ul și dacă totul este în regulă. Mulțumesc, Andreea. Astăzi o să discutăm despre o componentă foarte importantă pentru aplicațiile mobile, și anume modalitatea prin care putem să definim servicii care să ruleze anumite task-uri atât în background, să zicem, cât și în foreground, adică servicii care să ruleze în paralel cu aplicațiile noastre pentru a îndeplini anumite sarcini. O să începem prin a discuta în general despre restricțiile și facilitățile pe care ni le oferă aceste servicii. Iar ca și cazuri generale de utilizare, de regulă sunt pentru a menține, să zicem, contextul utilizatorului prin loguri sau progresul în anumite jocuri. Alte cazuri de utilizare frecvente sunt acelea de a, să zicem, face upload la resurse, cum ar fi imagini sau fișiere audio și video. În general, pentru a sincroniza datele utilizatorului cu o locație remote, cu un server, pentru a procesa într-un anumit fel aceste date. Ca și opțiuni, după cum ați văzut și în exemplele pe care le-am arătat până acum, putem folosi fire de execuție pentru a rula în paralel cu thread-ul de UI, cu thread-ul de interfață grafică, anumite astfel de sarcini. Ba mai mult, cum ziceam când am discutat despre accesul la bază de date, anumite framework-uri ne impun folosirea unor API-uri într-un thread diferit de cel de cel pe care rulează interfața grafică. Pe aici, în Java, probabil ați folosit deja pe partea de server, avem din Java Util executors care ne permit să definim pool-uri de thread-uri specializate care să execute astfel de task-uri în background. Pe lângă acelea, avem serviciile disponibile, să zicem, pe partea de mobil. Am văzut chiar la început cum putem folosi Async Task ca să definim un task care să ruleze în background. Cum ziceam atunci, acesta este deja nerecomandat, e deprecated. Iar mai nou, recomandarea este să folosim corutine. O să discutăm astăzi și de alte modalități prin care putem să rulăm astfel de task-uri sau job-uri, să zicem. Și aici am enumerat o parte din opțiunile pe care ni le oferă platforma Android, cum ar fi Alarm Manager-ul, Work Manager-ul sau Jobs sau altfel de manageri. Acum, de ce e important să folosim un anumit astfel de serviciu sau cum ar trebui să alegem serviciul pe care să-l folosim pentru a executa un astfel de task, este impus și de faptul că în anumite versiuni de sisteme de operare s-au adăugat anumite restricții. De exemplu, în Marshmallow s-au adăugat două restricții care încearcă să optimizeze, să zicem așa, modul de acces al aplicațiilor și
spunem așa, să reducă consumul de baterie. Un pas foarte important a fost făcut prin proiectul numit DoseMod, în care sistemul de operare încearcă să învețe cum utilizatorul folosește device-ul mobil, iar în perioadele în care se detectează că utilizatorul nu folosește interactiv device-ul mobil, se trece într-un așa numit DoseMod, adică într-un mod în care aplicațiile rulează restricționat. Adică verificarea mesajelor noi sau notificărilor se face la un interval mult mai mare decât cel în mod normal. De asemenea, se restricționează accesul la anumiți senzori. Toate acestea fiind un mod bun de a salva resurse, de a salva baterie. De asemenea, s-au introdus noi politici de rulare care fac parte din proiectul numit App Standby, prin care utilizatorul poate să gestioneze și să coreleze oarecum modul de rulare cu utilizarea utilizatorului. În fiecare, să zicem așa, release important de framework, s-au adăugat noi restricții în a, să zicem, gestiona cât mai bine resursele disponibile pe device. Iar la un moment dat, în următoarea versiune, s-au limitat serviciile de broadcast. Aici, înainte, fiecare aplicație putea să înregistreze niște servicii de broadcast prin care putea să notifice oricând alte aplicații folosind intent, folosind notificări. Acestea s-au redus foarte mult și acum nu mai poți să faci, nu mai poate orice aplicație să facă astfel de servicii oricând. Deci numai în anumite condiții se mai pot face astfel de notificări. De asemenea, o altă versiune de framework s-au făcut modificări la cum rulăm serviciile din background, adică cine are voie să ruleze servicii în background, cât timp o să ruleze ele. De asemenea, locurile, adică acele mecanisme prin care putem să facem o rezervare la anumite resurse pentru o rezervare exclusivă, să zicem, un wake lock pe ecran sau pe alte anumite resurse, cum ar fi senzori, este foarte limitat și gestionat, să zicem, strâns legat de aplicațiile care rulează în foreground. S-au stabilit, de asemenea, în ultimele versiuni și constrângeri și s-a oferit utilizatorului un mod de a asocia unor aplicații anumite nivele de rulare, să zicem, să definească anumite categorii prin care să stabilească că aplicația X sau Y are acces la anumite API-uri tot timpul, să zicem, sau în anumite condiții, iar restul sau anumite aplicații specific definite de utilizator să nu aibă acces. Și aici probabil ați văzut acele notificări când ne conectăm la senzorul de locație, la GPS sau la cameră sau microfon. Mai nou suntem întrebați dacă oferim acces sau permisiune pentru acel device doar în momentul rulării, acum, sau doar când rulează aplicația sau indefinit, pe tot timpul cât aplicația este instalată pe device.
Aceste permisiuni sunt strâns corelate cu un proiect numit App Standby Buckets, în care utilizatorul poate să stabilească acele categorii și să zică aplicațiile respective au voie să ruleze și să critique, să ruleze indiferent de, să zicem, profilul de pe care îl alege utilizatorul. Mai mult, în ultimele versiuni s-au restricționat foarte mult API-urile pe care aplicația le are disponibile când rulează în background, serviciile care rulează în background. Dacă până acum, să zicem, orice serviciu background putea să facă aproape orice face o aplicație care este în foreground, din acest moment s-au stabilit și doar anumite operații au voie să mai facă anumite lucruri. Și asta deoarece foarte multe aplicații, foarte mulți dezvoltatori au abuzat de acele facilități și s-au depistat că erau aplicații care arătau sau consumau servicii de reclame, ads, în background, pe care utilizatorul nu le vedea. Și rulau în background doar pentru a monetiza, pentru a îi aduce bani dezvoltatorului. Mai mult, au fost cazuri în care anumite aplicații rulau servere în spate și deschideau portițe pentru potențiali clienți a se conecta la device-urile noastre și a rula cod malițios. Din cauza aceasta s-au introdus aceste restricții. Nu neapărat pentru a optimiza bateria, să zicem, și consumul de procesor, ci pentru a preveni astfel de cazuri. Cum am văzut chiar la începutul primului curs, când creăm o aplicație, ni se prezintă acest grafic de compatibilitate în care ni se zice un anumit nivel de API, cât acoperă din masa de utilizatori. Cum ziceam și atunci, acest nivel este destul de important, deoarece nu toate facilitățile sunt disponibile în versiunile mai vechi. Fiecare versiune vine cu noi facilități. Pe lângă facilitățile pe care le oferă, oferă și anumite restricții. Pentru noi, pentru dezvoltatori, e de dorit tot timpul să folosim ultimele versiuni pentru a putea, să zicem, beneficia de ultimele framework-uri, de ultimele API-uri, pentru a dezvolta cât mai ușor aplicațiile, pentru a oferi funcționalitățile dorite de clienții noștri. Dar, după cum am văzut, acestea impun anumite restricții. Acum, după cum vedeți și în acest grafic, nu apar versiunea de Android 11 și mai nou versiunea de Android 12 care a fost lansată recent. Asta e din cauza că încă masa de utilizatori este preponderent folosește preponderent versiuni mai vechi. Deci update-ul ultimelor versiuni ajunge mai greu la masa utilizatorilor. Aici fiind să zicem așa, o diferență destul de importantă față de iOS, unde Apple menține mult mai mult suportul pentru device-urile mai vechi și face deploy sau trimite, oferă utilizatorilor modalitatea de a-și menține și device-uri mai vechi la ultima versiune cât mai repede. O să vedeți discuții pe internet. Încă Android 10 este sub 2% din
scuze, Android 11 e sub 2% din utilizatorii de Android. Android 10 fiind acum în noiembrie la 8%. Și acum, de ce e important această compatibilitate? Deoarece, de regulă, când dorim să rulăm un anumit task în background sau un anumit job în background, de regulă avem cel puțin aceste patru considerente pentru a fi evaluate, pentru a ști ce fel de task să utilizăm. Și acum, dacă e important să rulăm la un anumit moment de timp, un anumit task, și nu ne interesează, să zicem, dacă rulează cu succes sau nu, adică avem un mecanism de reluare a acelui task, atunci, să zicem, încercăm, facem un best effort, dar la un anumit moment de timp exact. Atunci putem să folosim corutine sau fire de execuție normale, thread-uri sau, cum am văzut, executors în Java. De asemenea, dacă nu ne interesează un anumit moment de timp, să zicem că am vrea să rulăm într-un anumit, o dată pe zi sau într-o anumită oră, tot așa putem să folosim aceleași corutine sau thread-uri să executăm acele task-uri. Cum am văzut și în exemplele în care foloseam corutine, când duceam, să zicem, o listă de filme, nu specificam, să zicem, un mecanism de retry sau nu era foarte important dacă se executa sau nu într-un anumit moment fix de timp task-ul respectiv. Important e că eram notificați dacă am primit sau nu un răspuns și dacă s-a executat sau nu task-ul respectiv. În astfel de modele putem folosi corutine sau thread-uri normale. Dacă este importantă, să zicem așa, garantarea execuției, atunci trebuie să folosim sau putem și în acel caz putem folosi corutine, dar trebuie să depunem noi mai mult efort în a ne asigura că acele corutine rulează după cum ne așteptăm noi. Adică dacă ne-au dat o eroare, atunci să reîncercăm sau să îi oferim utilizatorului un mod de a face retry. Deoarece aceste cazuri sunt foarte frecvente în dezvoltarea de aplicații mobile, framework-ul pune la dispoziție astfel de mecanisme care în spate folosesc corutine sau thread-uri, dar oferă acele mecanisme de retry sau de a schimba prioritatea execuției în a ne garanta că execuția respectivă o să se facă cu succes. Și aici avem servicii care rulează în foreground. Cum ziceam, putem folosi și corutine, dar dacă folosim direct corutine sau fire de execuție, atunci trebuie să implementăm noi acele mecanisme. Dacă dorim să se execute, să zicem, un anumit job, dar nu ne interesează exact când se face execuția, ne interesează doar să se facă execuția la un moment dat, atunci putem folosi altfel de mecanisme care sunt special făcute pentru acest lucru, la care putem să configurăm tot felul de constrângeri, cum ar fi să ruleze când device-ul este conectat la rețea sau când utilizatorul nu folosește acel device. Să nu, să zicem, să nu îl perturbăm în activitatea lui normală. Doar când utilizatorul nu mai folosește, device-ul este în idle mod, să zicem, atunci să facem upload la anumite resurse, cum ar fi poze, de exemplu. Și aici, în funcție de API-ul pe care
îl avem disponibil, avem diferite servicii. De la API-ul 21 în sus putem folosi un serviciu numit Job Scheduler, care ne permite foarte multe configurații de genul menționat înainte. O să vedeți, avem și un exemplu legat de astea. Putem să configurăm tot felul de condiții în care să se execute task-ul nostru. Din păcate, cum ziceam, acest API nu este disponibil la versiunile mai vechi. În versiunile mai vechi de 21 folosim ceva care este asemănător cu job scheduler, îi zice job dispatcher, dar care nu oferă aceleași funcționalități, mai limitat în funcționalități. Dacă folosim un API mai vechi de 15, 10 să zicem, atunci nu putem folosi nici job dispatcher. Trebuie să folosim niște alarme, niște servicii care se execută sau ne permit să executăm un anumit task la un anumit moment din timp. Deci nu putem specifica contextul dacă telefonul sau device-ul mobil este idle sau dacă e conectat la o sursă de curent. Acolo pur și simplu stabilim că am vrea să executăm la un anumit moment de timp. Dacă rulăm pe un device care nu are Play Services instalat, adică nu e omologat de Google, atunci putem folosi doar Broadcast Receivers. Un API care este de low level, care ne permite să executăm anumite task-uri în background, dar nu ne oferă aproape niciun fel de funcționalitate legată de modul în care este utilizată aplicația sau device-ul, ci pur și simplu lansăm un serviciu de acesta în momentul în care primim un anumit mesaj. Deoarece dezvoltatorii de regulă încearcă să facă aplicațiile disponibile utilizatorilor indiferent de API, de foarte multe ori în aplicațiile mai vechi o să vedeți că sunt condiții legate de versiune. Și se zice, dacă suntem pe un device care suportă API-ul 21, atunci o să folosim Job Scheduler. Dacă suntem sub 21, o să încercăm să folosim Dispatcher dacă este disponibil. Dacă nu este disponibil, atunci adăugăm și folosim logica de Alarm Manager. De asemenea, iară condiții, dacă Play Services nu este instalat, atunci o să folosească Broadcast Receiver. Deoarece cei de la Jetpack Compose au observat că dezvoltatorii doresc aceste scenarii, doresc să acopere cât mai mult din utilizatorii disponibili și implementează astfel de flow-uri, acest flow fiind netrivial, au venit cu o soluție care să facă transparent pentru noi aceste decizii. Și în Jetpack Compose, cum spuneam, au implementat un nou API care este compatibil cu versiunile precedente, în care toate acele, să zicem, API-uri vechi pot fi folosite prin aceeași interfață, prin Work Manager, un API nou. În spate, Work Manager face ce făceau majoritatea utilizatorilor, adică în funcție de device-ul pe care rulează, o să folosească unul dintre serviciile care era disponibile în acel moment. Dar pentru noi, pentru dezvoltatori, s-a unificat API-ul, iar noi folosim peste tot, indiferent de API, aceeași interfață, același contract pentru a gestiona servicii
de background, pentru a executa task-uri în background. Acum, să discutăm despre servicii, cum diferă ele față de o corutină normală, să zicem. Dacă corutinele se folosesc pentru, să zicem așa, un apel simplu în care dorim să facem ceva și să avem sau nu un anumit răspuns, serviciile de regulă se folosesc pentru task-uri care durează mai mult, care fac operații, care procesează datele, să zicem, în mai mulți pași. Fac verificări sau, cum ziceam, trebuie să reia dacă nu s-a executat cu succes un anumit pas. De regulă, serviciile nu au nevoie de asistența utilizatorului, nu au nevoie de o interfață grafică, ele rulând în background. De asemenea, până acum, tot ce am văzut și la corutine, în momentul în care le legam de un scop, cum ar fi scopul de view model, în momentul în care utilizatorul părăsea scopul respectiv, corutinele se distrugeau, acestea fiind un avantaj foarte mare pentru corutine, comparat cu async task, să zicem, sau cu un thread normal, care chiar dacă noi părăsim aplicația, acel task rămânea și rula, să zicem, ne ducea o listă de filme sau de utilizatori, iar clientul, utilizatorul nostru, deja nici nu mai avea aplicația deschisă pe ecran, iar rezultatul respectiv se procesa și se consuma procesor și baterie, iar rezultatele nu erau dorite, nu se mai prezentau deloc. Mai mult, cum ziceam la cursul precedent, se producea un memory leak, deoarece acel thread menține în spate legătura cu activitatea și chiar dacă activitatea respectivă nu este în foreground, ea este menținută în memorie de acea referință din thread-ul respectiv. Corutinele legate de un anumit scop, în momentul în care scopul se distruge, se propagă operația de destroy și la corutine și chiar dacă acestea rulează, vor fi oprite. Acum, la servicii, dorim fix acest comportament de a putea rula în background, chiar dacă utilizatorul nu mai folosește activitatea respectivă. Acum, ați putea zice și firesc să ne întrebăm de ce să nu folosim thread-uri în acest caz. Deoarece, după cum știm, thread-urile sunt legate de un anumit proces, iar în momentul în care procesul se distruge, dacă distrugem aplicația, o să se distrugă și acele fire de execuție. Deci nu ne ajută în acest caz, deoarece noi am dori, odată început un upload în background, să zicem, de anumite poze dintr-un album, chiar dacă utilizatorul iese din aplicația respectivă, acele resurse să ajungă pe server. Deci cu un thread n-ar ajunge și ar trebui să menținem aplicația deschisă până când se termină acea operație de upload. Folosind servicii, putem să facem acest lucru, deoarece serviciile o să ruleze într-un proces separat față de aplicația noastră. Și se pretează foarte bine pentru cazurile de utilizare enumerate aici. Dacă vrem să facem tranzacții, să zicem, peste rețea, cum ar fi tranzacții bancare, unde e important să putem efectua tranzacția respectivă, indiferent de ce face utilizatorul. Un caz frecvent, pe care sigur l-ați folosit și dumneavoastră, este acela când ascultăm muzică. Indiferent dacă menținem aplicația respectivă în foreground sau nu, am dori ca melodia să se continue, ba mai mult să treacă la următoarea melodie din playlist, dacă ascultăm un playlist. Tot așa pentru orice alte cazuri în care am dori să menținem acea
acel task, chiar dacă utilizatorul părăsește aplicația. Cum ziceam, aceste cazuri se pretează a fi implementate folosind servicii. Acesta fiind motivul principal. Și acum avem mai multe tipuri de servicii. Cum ziceam, acel caz cu playlist, să zicem, poate fi implementat dacă se dorește interacționarea cu acest serviciu folosind un tip de serviciu numit foreground, adică un serviciu care are o interfață prin care utilizatorul poate să configureze comportamentul serviciului. Și aici interfața este disponibilă printr-o notificare în care utilizatorul, după cum se vede și din captura pe care am prezentat-o, poate să oprească sau să repornească piesa curent. Un alt tip de serviciu sunt serviciile background, care nu au nevoie deloc de interacțiune cu utilizator. Cum ziceam, un upload de resurse video. Acolo nu ne interesează. Ne interesează doar să ajungă pe server. Că se face retry, că se rulează în momentul ăsta sau peste câteva minute sau chiar peste câteva ore, nu e important pentru utilizator. Pentru utilizator e important doar să ajungă acele resurse pe server. Pentru astfel de cazuri o să folosim servicii de tip background. Și mai avem un caz în care utilizatorul dorește din aplicație să interacționeze cu serviciu. Să știe la ce moment, să zicem, din progres a ajuns sau dacă să pornească sau să oprească serviciul respectiv, acestea fiind destul de asemănătoare cu serviciile foreground, diferența fiind că aici putem să interacționăm dintr-o activitate, nu din notificări cu serviciul respectiv. Aici, din activitate, putem să ne legăm la serviciul respectiv și de aici și numele de bound sunt legate de activitatea noastră și putem să interacționăm cu serviciul respectiv. După cum am văzut la activități și la fragmente, fiecare au callback-uri care ne permit să intervenim în ciclu de viață a acelor entități. Și aici, la servicii, avem un mecanism asemănător și avem un callback numit onStartComment care o să ne permită să interacționăm cu serviciul în momentul în care serviciul pornește. Și aici, în funcție de tipul serviciului, o să putem face anumite operații sau nu. O să vedem pe exemplu exact. Onbind, callback de onbind, trebuie tot timpul implementat, indiferent de ce serviciu, de tipul serviciului pe care îl avem. Dar dacă serviciul nu este de tip bind, atunci o să returnăm null din el. Deci aici în onBind, dacă îi returnăm o implementare de iBinder, atunci serviciul nostru o să fie considerat serviciu de tip bind. Dacă nu, o să fie ori foreground, ori background. Și acum, în onCreate, cum făceam și la activități, o să inițializăm serviciul respectiv. Și în funcție de tip o să specificăm cum inițializăm serviciul. De asemenea, cum ziceam, odată pornit serviciul se va inițializa și după această inițializare din onCreate o să ni se dea șansa să configurăm serviciul respectiv în onStartComment, când pornește serviciu. În momentul în care se distruge serviciul, o să avem șansa să curățăm resursele, să dealocăm cache-urile care le-am creat în OnDestroy.
Dacă la activități trebuia să avem o intrare în fișierul de manifest, și aici o să avem o intrare specială, nu mai avem activity, avem service. Și ca la activități, avem un nume și o descriere. Acestea sunt obligatorii și descrierea pe care o adăugăm noi aici o să fie disponibilă în meniul de services din setări. Dacă nu v-ați uitat până acum, în setările de la Android o să vedeți că avem o secțiune specială pentru servicii în care ni se arată toate serviciile care rulează pe device-ul nostru. Vă rog să vă uitați pe device-urile proprii și să vedeți că o să aveți surpriza că rulează anumite servicii la care nu v-ați așteptat. De aici puteți controla și le puteți opri. De asemenea, cum ziceam, identificarea o să se facă după această descriere. Deci e foarte important atunci când dezvoltăm un serviciu să avem o descriere bună aici pentru a explica utilizatorului de ce acel serviciu trebuie să ruleze pe device-ul respectiv. Și acum, pentru a crea un serviciu, avem mai multe modalități. Unul, sau să zicem așa, modalitatea cea mai de low level, să zicem așa, care ne permite să gestionăm ce fel de serviciu se face și să interacționăm la fiecare moment din ciclu de viață, este acela pe care îl putem avea atunci când extindem direct clasa service. Și aici, extinzând clasa service, o să trebuiască noi să gestionăm ciclul de viață, să stabilim cum se creează acel serviciu. Aici vedeți că facem un looper, un service handler care folosește looperul, looper fiind o interfață prin care se specifică cum să ruleze thread-ul respectiv, task-ul respectiv, pe ce fir de execuție să se facă. Aici la noi simulăm doar 5 secunde de lucru intensiv, după care oprim serviciul. De creat folosim metoda onCreate și aici vedeți cum specificăm și pornim serviciul folosind metoda start. În onStart command doar trimitem un mesaj folosind acel looper, facem legătura între serviciu și utilizator, facem un foreground service în cazul de față, iar în onBind, cum ziceam, dacă nu legăm serviciul de o anumită aplicație, nu îl facem să fie de tip bind, atunci returnăm null. Iar în onDestroy, din cauza că nu am alocat niciun fel de resurse în cazul de față, doar o să notificăm utilizatorul că serviciul s-a terminat, folosind un toast. Cum ziceam, această modalitate ne permite să interacționăm la fiecare callback. De regulă nu o să avem nevoie chiar de un acces așa granular la capabilitățile unui serviciu și pentru aceasta s-au făcut servicii de tip intent. Aceste servicii o să extindă intent service, în care îi zicem un nume de serviciu și apoi implementăm doar on handle intent, adică îi zicem ce să facă când pornește serviciul respectiv. În spate se configurează pentru noi thread-ul pe care să ruleze, cum să se facă serviciu, ce să facă când pornește, cum să se distrugă. Singura obligație a dezvoltatorului e să implementeze on handle intent. Și aici efectiv o să implementeze ce face task-ul respectiv. Ca să pornim un astfel de serviciu, folosim un intent ca și la activități normale, doar că aici, în loc să facem start activity,
Start activity for result sau cu launcher, cum am văzut în exemplu de la cursul 4. Aici facem start activity și dăm intentul respectiv. Ca să oprim un serviciu, o să folosim stop service sau din cadrul serviciului o să folosim metoda stop self. Destul de ușor de utilizat. În cazul serviciilor, să zicem, care rulează în foreground, putem să notificăm utilizatorul, cum am văzut în exemplu precedent, chiar folosind un toast. Putem să arătăm mesaje utilizatorului, deoarece avem acces la contextul aplicației. Pentru serviciile de tip foreground, acolo interacțiunea o să se facă folosind o notificare. Și aici vedeți cum putem să pornim un astfel de serviciu și să îl legăm de o notificare. Folosim un pending intent la care specificăm ca și acțiune notification intent, care este un intent pe care o să-l dezvoltăm noi, e o activitate în cazul de față, iar notificarea o construim folosind notification builder și aici îi spunem nivelul de importanță. Probabil ați văzut în versiunile mai noi, utilizatorul poate configura pentru un anumit profil ce fel de notificări să-i apară și folosind acele nivele poate să restricționeze dacă anumite aplicații prezintă notificări în momentul respectiv sau nu. Noi ca și dezvoltatori, când creăm o notificare, stabilim nivelul de importanță folosind al doilea parametru de la builder, primul fiind contextul, fiind aplicația sau fragmentul din care lansăm notificarea respectivă. După care, folosind content title, îi specificăm un titlu care o să apară în notificare, textul care apare, textul scurt care apare pe notificare, o resursă care reprezintă icoana care să se arate, iar apoi cu content intent îi zicem ce să facă în momentul în care utilizatorul dă click pe acea notificare, unde să-l ducă. Și aici de regulă o să avem, cum am zis, o activitate, în cazul de față numită example activity, în care o să-l ducem pe utilizator să facă ceva. De asemenea, putem să specificăm un ticker, un text care să se un text mai lung care să se prezinte pe notificare. În momentul în care avem notificarea construită, o să pornim serviciu cu notificarea specificată. Și aici folosim start foreground, îi spunem ID-ul notificării și notificarea propriu-zisă. ID-ul de aici putem să-l folosim pentru a identifica notificarea, răspunsul notificării odată lansat. Cum ziceam, fiecare serviciu are un anumit ciclu de viață și aici am prezentat diferența dintre serviciile de background și foreground, comparate cu serviciile de tip bound. Diferența fiind că la serviciile de tip bound, dacă din onBind returnăm o implementare de iBind, atunci o să avem un callback numit onUnbind, în care rupem legătura cu activitatea care gestiona serviciul respectiv. În rest, cele două sau cele trei tipuri de servicii seamănă. Avem același onCreate și același onDestroy, care creează și distruge serviciul respectiv. Nu trecem acum la demo, o să le vedem pe rând la sfârșit.
Deoarece doresc să discutăm și despre alte aplicații și să ne asigurăm că le putem parcurge pe cele importante prima dată. Cum ziceam, dacă rulăm pe un API mai vechi, nu o să avem disponibil nici Job Scheduler, nici Job Dispatcher și atunci trebuie să folosim Alarm Manager-ul. Alarm Manager-ul e destul de simplu. Folosește ceasul disponibil pe device și aici putem specifica ce fel de ceas să folosească. Și vedeți că avem patru tipuri de alarme care sunt strâns corelate cu tipul de acuratețe pe care componentele disponibile pe device le oferă. Avem un elapsed real-time, adică un ceas care ne spune doar cât a trecut din momentul în care a butat sistemul, câte secunde au trecut de când device-ul a fost pornit. Varianta cu wake up folosește un lock care se inițializează de când a butat sistemul. Varianta RTC, Real Time Clock, aceasta, cum îi zice și numele, folosește ceasul curent, deci nu de la momentul butării. Pentru a crea o astfel de alarmă, tot în spate, tot mecanismul de intent se folosește, doar că aici specificăm cum vrem să se facă, când vrem să se facă lansarea acelui intent. Și vedeți, putem să-i zicem să se facă repetitiv, din jumate în jumătate de oră, când să pornească și ce fel de ceas să folosească. Ce fel de ceas să folosească fiind primul argument, când efectiv să se facă pornirea fiind al doilea argument, al treilea argument fiind intervalul de repetiție în cazul acesta, iar argumentul final este intentul care o să se lanseze. Ca să distrugem un astfel de task, un astfel de intent, o să folosim metoda cancel de la manager și specificăm intentul dorit. Aici avem un exemplu. Dacă am dori să lansăm o alarmă, un task la o anumită oră, îi specificăm ora respectivă, construim un calendar cu momentul specific de timp dorit și apoi folosind același call, inexact repeating, îi spunem folosind în milisecunde instanța respectivă de timp. Cum ziceam, pe versiunile mai noi de API avem interfața de job scheduler care ne permite să gestionăm contextul în care să ruleze aplica task-ul nostru. Și aici, dacă dorim să folosim Job Scheduler, putem să descriem în manifest, să-i zicem permisiune, că am dorit să avem permisiunea de bind, să zicem, pentru un serviciu de tip bind. Apoi putem folosi în cod builder-ul de la Job Info să construim un astfel de serviciu. Service component în acest caz fiind chiar task-ul care dorim să ruleze. Avem un ID pe care îl specificăm și aici vedeți că e un întreg pe care îl incrementăm pentru fiecare job. Ce e interesant la builder, avem metode de genul minimum latency, adică cât am dori să se facă întârzierea până când să se ruleze task-ul nostru și stabilim în milisecunde valoarea respectivă. Deadline-ul până la care să se ruleze task-ul respectiv. Tot așa putem să-l specificăm în zile sau în ore sau în milisecunde. Ideea cu deadline fiind că nu ne interesează, să zicem, când exact se face rularea, dar am dori să se ruleze până într-un anumit timp. Și aici,
Dacă vă aduceți aminte de la modul de rulare, am dorit să se execute, să fie execuția garantată, dar nu dorim un anumit timp exact de rulare. Și atunci, prin metoda aceasta, prin override deadline, îi dăm un hint sistemului de operare că am dorit să se ruleze și să aleagă el momentul de timp când să facă rularea, dar nu mai târziu de timpul specificat aici. Astfel, sistemul de operare, dacă are mai multe joburi, o să știe, în funcție de prioritățile stabilite aici, care să ruleze prima dată sau cum să le ruleze, astfel încât să minimizeze, să zicem, interacțiunea cu utilizatorul și să consume din baterie cât mai puțin. De asemenea, putem să specificăm dacă avem nevoie sau nu de rețea, adică task-ul nostru dacă are nevoie de un anumit tip de conectivitate. Putem să specificăm, după cum vedeți și aici, să-i zicem că nu ne interesează ce fel de conectivitate avem, dar să fie conectat la rețea. Adică să ruleze și dacă e conexiune cellular sau Wi-Fi sau Bluetooth sau orice altă modalitate de a te conecta la rețea. Dacă dorim un anumit tip de conectivitate, cum ar fi Wi-Fi, să zicem, ca să nu consume date de pe abonament, de pe celular, atunci putem să-i specificăm că vrem o conexiune de tip Bluetooth, să zicem, sau Wi-Fi. În momentul în care am configurat, și o să vedeți că sunt mai multe astfel de configurări de context, putem să rulăm. Putem să rulăm doar când device-ul este idle, să zicem, sau când se încarcă. Aici vedeți cum specificăm și legăm aceste decizii de un checkbox pe care utilizatorul poate să-l bifeze și să zică că serviciul creat o să ruleze doar sau se dorește să ruleze doar când device-ul este pus la încărcat. În momentul în care am construit un context sau cerințele unui astfel de context, folosind Job Scheduler, și aici vedeți cum obținem o referință la Job Scheduler, fiind serviciu, folosim Get System Services, îi zicem numele și apoi apelăm metoda Schedule cu condițiile pe care le-am pus. Cum ziceam, Service Component e chiar jobul, e chiar task-ul pe care am vrea să-l rulăm. Și aici vedeți cum definim un astfel de task. Extindem Job Service și avem callback-urile on start job, on stop job și on start command, în care definim comanda pe care sau pașii pe care am dori să executăm când să pornim serviciul și aici vedeți că tipul de return este start not sticky. Adică îi zicem că nu e important să rămână task-ul respectiv să ruleze în background. În momentul în care se distruge activitatea, se distrugă și task-ul respectiv. Dacă folosim start sticky, atunci jobul respectiv o să ruleze în background chiar dacă activitatea se distruge. Iar ce facem când pornim un astfel de task, o să definim în onStartJob, iar în onStop o să adăugăm logica de cleanup în momentul în care serviciul este oprit. Și aici nu o să se facă onStopJob doar când serviciul se termină cu succes. Dacă sistemul de operare distruge serviciul sau utilizatorul îi trimite un semnal serviciului și o să vedeți cum putem să oprim un serviciu, logica de on-stop o să ruleze. Cum ziceam, în Jetpack Compose, pentru a ne ajuta să nu mai avem acea logică legată de API și să rulăm anumite servicii în funcție de device-ul pe care îl rulăm, s-au unificat funcționalitățile regăsite în
API-urile mai vechi și s-a propus pentru a fi folosit și pe device-urile acele mai vechi Work Manager. Și aici, ca și componente de bază, avem Worker, care o să reprezinte chiar task-ul nostru, deci e ca și un runnable, să zicem, din Java, doar că aici putem să specificăm și contextul în care să ruleze. În metoda, avem o singură metodă de callback numită doWork, în care o să facem efectiv ce operațiile pe care le dorește utilizatorul a fi executate în background sau în foreground. Ca și răspuns din doWork, vedeți că putem să specificăm un rezultat. Rezultatul success o să se folosească în cazul în care operațiile s-au întâmplat cu succes. Dacă returnăm retry, atunci work managerul o să încerce el să reexecute task-ul când crede de cuvință, sau dacă returnăm failure, atunci specificăm că s-a întâmplat o eroare care considerăm noi că nu o să ajute să se mai facă retry, și aceasta o să se prezinte la utilizator sau o să se logheze. Ce e important aici de specificat e că tot ce se execută în doWork o să se execute într-un fir de execuție diferit de cel de pe interfața grafică, deci se rulează într-un background thread. Și acum, după ce am definit ce am vrea să se execute, specificăm cum să se execute. Și aici avem două modalități, adică să executăm o singură dată task-ul respectiv folosind one-time work request. Facem un request, o cerere, prin care specificăm că dorim să executăm task-ul nostru o singură dată. Și vedeți cum, folosind work manager-ul, îi zicem cu builder-ul, îi spunem că vrem să înregistrăm task-ul nostru și să se execute o singură dată. Dacă dorim să se execute periodic, cum am văzut la alarme, o să folosim periodic time work request. Și atunci o să putem specifica cum să se facă execuția, cât de frecvent să se facă. Cum ziceam, fiecare worker poate fi configurat în ce context să ruleze, și aici vedeți cu constraints builder specificăm atribute asemănătoare cu ce am văzut la job service. Adică îi zicem să ruleze când device-ul se încarcă sau când este idle, și toate atributele care erau disponibile la job service sunt disponibile și aici. Ca să oprim un task, un astfel de job care rulează, după ce l-am construit, putem să-i obținem ID-ul, iar apoi, folosind cancel work by ID, îi specificăm ID-ul respectiv și task-ul o să fie distrus. Ce ne duce în plus față de API-urile precedente? Aici putem să orchestrăm și să specificăm cum să se facă execuția. Dacă avem task-uri care depind, să zicem așa, ordinea lor de execuție depind și este importantă, adică în cazul de față task-ul B nu poate să ruleze înainte de task-ul A și task-ul C de asemenea trebuie să ruleze după task-ul B, vedeți cum din Work Manager îi zicem să înceapă cu task-ul A, după ce s-a executat task-ul A, dacă s-a executat cu succes, să lanseze task-ul B și numai după ce s-a executat cu succes task-ul B să se execute task-ul C. De asemenea, dacă unul dintre ele returnează acel retry, o să se reîncerce până când se execută cu succes. Dacă unul dintre task-uri returnează fail, atunci celelalte task-uri nu se mai execută. Deci e un mod destul de simplu în a defini niște pași de execuție a anumitor task-uri care rulează în background.
pe lângă o rulare secvențială, putem să stabilim, după cum vedeți, la fiecare funcție putem să-i dăm mai mulți parametri astfel de workeri, iar acei workeri o să ruleze în paralel. Și putem să zicem să înceapă cu workerul A1, A2 sau A3, nu ne interesează ordinea, dar să se facă înainte de a porni workerul B. Și aici toate acele trei task-uri, A1, A2 și A3, trebuie să ruleze cu succes ca să putem să trecem la workerul B. În momentul în care workerul B s-a terminat cu succes, o să lansăm alte două task-uri în paralel. Cum ziceam, ordinea nu mai este importantă aici, doar să ruleze după task-ul B. Avem și aici un demo la care o să ne uităm la sfârșit, în care încercăm să rulăm 5 astfel de task-uri în ordinea precizată pe diagramă. Adică B să se facă înainte de A, D să se facă înainte de C. Nu ne interesează ordinea de execuție a celor două ramuri, dar vrem să executăm task-ul E doar când cele două chain-uri s-au executat cu succes. Și aici vedeți cum putem să folosim combine. Să zicem că vrem să așteptăm după cele două chain-uri și să executăm task-ul E doar după ce s-au executat cele două cu succes. Cum ziceam la început, device-urile pe care le avem noi disponibile sunt niște mini calculatoare care față de un sistem desktop sau laptop au foarte mulți senzori. Serviciile pe care le definim în background de multe ori accesează astfel de senzori. Și aici probabil deja ați văzut și ați folosit anumiți senzori de pe device-urile dumneavoastră, cele mai frecvente fiind cele de locație folosite, dar majoritatea device-urilor au accelerometri, senzori de gravitație și mai nou chiar și giroscop, prin care ca și dezvoltatori avem acces la informațiile pe care senzorii respectivi le produc și putem stabili orientarea în spațiu a acelui device. Putem să dezvoltăm aplicații pe care, să zicem, nu puteam să le dezvoltăm pe web, să zicem, sau aplicații de tip desktop. Senzorii se clasifică în mai multe categorii. Avem senzori care sunt responsabili cu detectarea mișcării, senzori care detectează poziția în spațiu și aici probabil, cum ziceam, majoritatea ați folosit senzorul de GPS. Ca și, de asemenea, ca și senzori care ne oferă date despre mediul fizic în care se află device-ul, avem accelerometre, cum ziceam, giroscop și magnetometre, care ne zic magnitudinea sau presiunea barometrică, să zicem, device-urile mai noi, majoritatea având și astfel de senzori. O altă categorie de senzori disponibilă pe device-urile mai noi sunt senzori de genul care ne prezintă date din mediul înconjurător, cum ziceam, barometre sau termometre, care înregistrează valori din mediul fizic și ne le fac disponibile aplicațiilor noastre. Pentru a accesa un anumit senzor, o să folosim un manager numit Sensor Manager și aici vedeți cum folosim Get System Service, cum făceam la alarm. Aici îi specificăm Sensor Service ca și nume și obținem o referință la
la sensorul, la managerul care e disponibil, la care sunt înregistrați toți senzorii. Odată având o astfel de referință, putem să folosim o metodă de gen get sensor list și să-i specificăm o anumită categorie și să preluăm toți senzorii din categoria respectivă. Aici am specificat all, iar ca și rezultat o să vedem toți senzorii disponibili pe device-ul respectiv. E foarte important să verificăm dacă un anumit senzor este disponibil pe device, deoarece nu toate device-urile sunt la fel. Unele au anumiți senzori, unele nu au. Și mai mult, pentru un anumit tip de senzor, diferă implementarea senzorului respectiv, adică capabilitățile pe care le oferă senzorul respectiv. De asta, o să folosim metode de genul getDefaultSensor cu un anumit nume, în care dacă rezultatul este diferit de null, înseamnă că avem senzorul respectiv, dacă nu, senzorul nu este disponibil pe device-ul respectiv. Odată având senzorul respectiv, putem să interacționăm cu el, putem să ne subscriem la senzorul respectiv. Și aici vedeți cum verificăm dacă avem un anumit senzor, de exemplu, cel care ne zice forța gravitațională, și putem de asemenea, o să vedeți că pe anumite device-uri avem mai mulți senzori de același tip, mai mulți senzori care ne zic forța gravitațională. Și putem să cerem, folosind apelul first or null, să zicem, să ne-l dea pe primul și apoi să verificăm dacă primim un răspuns, să verificăm dacă avem un senzor dezvoltat de un anumit vendor și o anumită versiune. În funcție de asta putem să folosim anumite capabilități pe care senzorul respectiv le oferă. Mai avem un exemplu aici, cum obținem un accelerometru, să zicem. Odată ce am obținut un senzor, acces la un senzor, putem să înregistrăm un listener care să ne ofere valorile pe care senzorul le produce. Și aici vedeți cum definim o activitate care implementează interfața de senzor Event Listener. Dacă implementăm acea interfață, o să avem trei metode disponibile prin care putem obține informații despre senzorul respectiv. On Accuracy Change, cu un anumit senzor și un nivel de acuritate, o să ne specifice, o să se facă callback-ul respectiv de fiecare dată când senzorul schimbă acuratețea. Un caz frecvent fiind senzorul de locație. Aici, probabil ați văzut, în setări putem schimba acuratețea senzorului de locație, adică să se folosească cea mai fină granularitate, GPS, de exemplu, sau dacă nu vrem să consumăm bateria, să menținem bateria cât mai mult, atunci putem să-i zicem că am vrea locație, dar cu o acuratețe mai mică, să se folosească cellular sau Wi-Fi. Și atunci, de fiecare dată când utilizatorul face astfel de modificări, sau dacă senzorul, în funcție, o să vedeți că sunt senzori care, în funcție de nivelul de baterie sau în funcție de alte condiții, o să schimbe nivelul de acuratețe. De fiecare dată când se schimbă acest nivel, această metodă o să ne permită să reacționăm. Și în funcție de ce dorim de la serverul respectiv, o să putem să ne adaptăm modul de a consuma. On Sensor Changed este callback-ul pe care o să-l primim de fiecare dată când senzorul produce o anumită valoare. Aceste două operații fiind operațiile care trebuie să le implementăm dacă dorim să consumăm evenimente de la senzori. On Sensor Change, o să vedeți că în funcție de senzor se
apelează foarte frecvent. La anumiți senzori se apelează de câteva mii de ori pe secundă. Deci e foarte important să avem grijă ce facem în această metodă. Să nu ne apucăm să construim, să zicem, interfețe grafice aici sau să pornim corutine care sau fire de execuție care fac ceva cu datele respective. Aici, efectiv, o să consumăm datele. Iar procesarea să se facă foarte rapid sau, cum ziceam, în funcție de cum acuratețea pe care o produce senzor. De regulă, un senzor o să producă mai multe valori și aici vedeți că primim un array, un șir de valori. Din documentație o să vedeți fiecare valoare ce semnificație are. Aici, în cazul unui accelerometru, să zicem, noi am preluat prima valoare, care este numai una din axe, axa X, să zicem. E foarte important în momentul în care nu mai avem nevoie de datele de la senzorul respectiv să distrugem listener-ul pe care l-am creat. Dacă în onCreate, să zicem, am înregistrat listener-ul nostru și îl distrugem doar în onDestroy, indiferent de ce face utilizatorul în activitatea noastră, chiar dacă e onPause sau nu, o să se producă valori. OnSensor changed o să se apeleze de potențial mii de ori pe secundă. De asta e foarte important listener-ul să-l înregistrăm în OnResume, deci când utilizatorul, asta e în funcție de senzorul pe care îl avem, dar în general o să-l înregistrăm în OnResume, o să-i specificăm nivelul, să zicem, de acuratețe pe care l-am dori să-l primim, iar în OnPause o să facem unregister, adică în momentul în care utilizatorul nu mai îi cu aplicația în foreground să se facă unregister, să nu consumăm procesor, cum ziceam, potențial de mii de ori pe secundă, dacă utilizatorul nu dorește să vadă datele respective. Și acum, în documentație, pentru fiecare categorie, o să vedeți că avem specificat, de exemplu, cum e la accelerometru, ni se zice că produce trei valori într-un eveniment. Prima valoare reprezintă axa X, a doua Y și ultima Z, iar unitatea de măsură este metri pe secundă la pătrat. Așa avem pentru fiecare senzor disponibil, pentru giroscop, de exemplu, și ni se specifică unitatea de măsură. Fiecare categorie, o să vedeți că, dacă vă uitați în documentație, sunt mult mai mulți senzori prezentați. Eu am prezentat numai câțiva. Aici, la categoria de senzori care prezintă poziția, de exemplu, avem senzori care ne zic câmpul magnetic sau orientarea, ne spun cum suntem orientați în spațiu, sau senzori de proximitate. Probabil ați observat că atunci când răspundem la un apel telefonic și ducem telefonul la ureche, ecranul se oprește. Asta este deoarece device-urile noastre au un senzor de proximitate, de regulă chiar lângă camera deasupra ecranului, care detectează când device-ul se apropie de ceva, iar în momentul în care distanța este mai mică de câțiva centimetri, vedeți, senzorul de proximitate ne răspunde în centimetri, la aplicația de telefon s-a luat decizia ca în momentul respectiv să se oprească ecranul pentru a reduce din consumul de baterie, ecranul fiind o resursă care consumă foarte multă baterie, resursa care consumă cel mai multă baterie. Dintre senzorii de mediu, amintim doar cel de, să zicem, de
lumină care ne produce o valoare în lumeni aici. Temperatură ne produce, în exemplu de față, o valoare în Celsius. O să vedeți că sunt anumiți senzori și putem, din API-ul pe care ni-l oferă, senzor managerul, să vedem câte valori ne produce și ce rezultat produc valorile, unitățile de măsură pentru valorile respective. Și acum o să trecem la demo-uri. Primul demo peste care am vrea să ne uităm este cel cu Job Scheduler. Și aici avem o aplicație care ne permite să configurăm cât am vrea să dureze un job, să zicem, în secunde, 20 de secunde, să zicem. Dacă avem nevoie de conectivitate, ce fel de conectivitate dorim, cu ce delay să pornească, care să fie deadline-ul, dacă dorim să ruleze când device-ul este conectat la o sursă de încărcare sau dacă device-ul este idle. Și aici putem să pornim un astfel de job. Și o să vedeți că în momentul în care se face on start, am făcut callback și am schimbat culoarea butonului sau secțiunii de aici să fie cu verde. În momentul în care oprim un anumit task, și aici avem un buton să oprim ultimul task pornit, în momentul în care se oprește, notificăm utilizatorul prin acest buton. Dacă pornim mai multe astfel de task-uri, aici afișăm ID-ul ultimului task pornit. Putem să oprim fie ultimul task înregistrat sau să le oprim pe toate. Ca să facem aceste task-uri, după cum vedeți, noi le-am zis să se oprească toate, dar în logică am făcut oprirea cu un delay, să vedem că momentul în care le spunem să se facă oprirea diferă de momentul în care se face chiar oprire. Ca să le creăm aceste task-uri, am folosit Job Services, cum ziceam, și le pornim cu intent. Aici vedeți cum le oprim când se termină aplicația, Stop Services și le oprim pe toate. Când pornește aplicația, vedeți cum inițializăm intentul, iar când definim un astfel de job, aici este logica care ne trimite culoarea pe care să o arătăm la butonul respectiv când pornește jobul nostru. Când se oprește, îi trimitem culoarea roșie, iar în momentul în care rulează, îi trimitem de asemenea ID-ul și aici vedeți cum îi specificăm prin Message ID, ID-ul care rulează. Deci folosind Send Message, îi spunem ID-ul jobului pe care îl arătam în secțiunea de aici. Avem și un exemplu cu alarm. Îi zice Repeating Alarm. În ultimele versiuni de să pornim aplicația. În ultimele versiuni aceste API nu mai este recomandat să se folosească. Aici îl prezentăm, după cum am zis, pentru a vedea cum se folosea în versiunile mai vechi. Și vedeți cum folosind System Services îi zicem că vrem o referință de la serviciu de alarmă. Odată obținut acest serviciu, putem să facem o alarmă care să se execute o singură dată și specificăm peste cât timp să se execute și cine să se execute. Și aici vedeți cum am definit pending intent-ul, îi zicem o activitate și cum porneam o activitate normală, un request code și intentul pe care vrem să-l avem. Sau dacă am ales
din meniu de aici să facem o alarmă repetitivă, atunci pornim cu set repeating alarm. Aici prin alarm type îi specificăm ce fel de ceas să se folosească și în exemplu de față am folosit real time wake up și cât de des să se execute, odată la 15 minute. După cum ziceam, puteți să încercați să vedeți cum rulează, putem să le distrugem toate alarmele odată pornite. Aceste API nu mai este recomandat să se folosească nici chiar pe versiunile mai vechi de sisteme de operare, deoarece au fost înlocuite cu Worker Manager și avem un exemplu și pentru Worker Manager, zice Android Work Manager, la exemplu. Aici avem un exemplu mai complex, în care definim mai multe task-uri în chain-uri. O să pornim și aplicația aceasta. Trebuie locat. Ce am făcut aici ca și exemplu este o aplicație care aplică niște filtre pe o imagine selectată și aici în Image Operation un pic să pornească. O să vedeți în funcție de filtru cum pornim un anumit job. Vedeți că folosim, cum am arătat pe task, One Time Work Request Builder-ul și îi specificăm un worker. Dacă ne uităm la un anumit worker, vedeți cum aplicăm filtrul pe worker-ul respectiv. Aici am făcut metode specifice pentru filtrele noastre, deoarece în base filter-ul de aici, în worker, implementăm do work și specificăm cum să se facă și cum să se aplice filtrul respectiv. Luăm imaginea, aplicăm filtrul, după care scriem imaginea pe disc și în funcție de rezultat întoarcem succes sau eroare, failure în caz de eroare, să notificăm utilizatorul că s-a întâmplat ceva. Deci destul de simplu, am extins coroutine worker și am implementat do work. Și apoi, pentru fiecare filtru de imagine, am făcut o anumită implementare și aici vedeți, avem un worker care face blur, unul care adaugă watermark și unul care face transformă imaginea în alb-negru. Și dacă ne uităm să vedem cum funcționează, se încarcă de pe imagini de pe internet și noi apoi putem să selectăm unul sau mai multe filtre, putem să salvăm imaginea și dacă avem configurat în serviciu de upload acces către alte servicii, atunci putem să-i facem upload și o să vedeți în cod. Pentru cei care interesează, doar dacă adăugați cheia de API la acest serviciu, o să faceți disponibil și o să puteți face upload automat. Haideți să modificăm imaginea, să-i facem numai o transformare în alb-negru. Și aici vedeți cum, folosind Worker Manager, îi zicem că vrea să se facă transformarea. Așteptăm până când se termină, deci schimbăm un progress indicator, iar în momentul în când e imaginea disponibilă, putem să o prezentăm și vedem cum s-a transformat în alb-negru. Dacă îi aplicăm toate filtrele, să zicem, ele o să se execute pe rând. În Image Operation aici vedeți cum înregistrăm fiecare worker la obiectul nostru, îi zicem prima dată să aplice filtrul de watercolor, de watermark-ul respectiv, apoi îi zicem să ne facă alb-negru și la sfârșit îi spunem să ne aplice efectul de blur. Iar când am terminat, fie salvăm, fie îi facem upload și aici vedeți că putem să facem ambele operații.
Odată ce am terminat, executăm task-ul respectiv și notificăm utilizatorul că, aplicând toate trei filtrele, nu am obținut o imagine destul de frumoasă, să zicem. Haideți să aplicăm noua blur și să vedem imaginea. Aici o să vedeți la blur, la operația de blur, puteți să specificați cât de agresivă să fie operația respectivă. La watermark, de asemenea, putem să îi specificăm cât de tare să facă transformare. După cum se vede, e destul de ușor să separăm task-urile respective și să le rulăm fie secvențial, fie în paralel. După cum am discutat, avem și exemple care fac, să zicem, o reprezentare grafică la senzorii pe care îi avem, și aici avem mai mulți senzori. Avem un exemplu cu accelerometri, în care, până se pornește, să ne uităm, aici avem o activitate care, să vedem de ce nu pornește, acum îi face building. Avem o activitate care desenează pe o suprafață niște mingi și în funcție de accelerometru, și dacă ne uităm cum am obținut accelerometru, obținem o referință la senzor, iar senzorul respectiv o să-l folosim în suprafața aceasta de view, care consumă evenimentele de la senzor. Și după cum ziceam, avem acele metode onSensorChanged și onAccuracyChange, ar trebui să avem undeva pe aici. Da? Deci de fiecare dată când se schimbă acuratețea, reinițializăm senzorul nostru, accelerometru, iar de fiecare dată când primim o valoare nouă de la senzor, dacă sunt valori diferite de accelerometru, vedeți că ieșim din această metodă, iar dacă sunt valori de la accelerometru, o să obținem X și Y și rotim suprafața în funcție de valorile respective. De asemenea, dacă o să uitați pe cod, în funcție de poziția pe care o raportează accelerometru și valorile pe care le are, transformăm poziția pe care le au mingile pe ecran. Și acum, chiar din emulator, putem să interacționăm cu senzorul de accelerometru. Aici, într-o secțiune numită Virtual Sensors, avem un mod prin care putem să schimbăm orientarea device-ului, să-l rotim. Și am zis că suprafața noastră o să se rotească în funcție de ce raportează senzorul respectiv. Sau putem efectiv să interacționăm noi cu cum se face rotirea și să rotim efectiv device-ul. Și aici puteți să vedeți cum, în funcție de poziția pe care are device-ul în 3D, mutăm mingile respective pe suprafața definită. Foarte, foarte ușor, mai ales la jocuri, putem să folosim un astfel de senzor să coordonăm anumiți actori pe suprafața de joc. Acest exemplu era la accelerometru. Mai avem un exemplu cu senzorul, cred că de giroscop, dacă mi-aduc bine aminte.
Aici avem o suprafață, să pornim și exemplu de față și să vedem ce senzor am încărcat. Tot așa, să vedem un accuracy change. Ce facem? Aici pornim listener-ul și vedem cum da, rotation, nu giroscop, senzor de rotație și vedem cum înregistrăm listener pentru el și apoi de fiecare dată când primim valori noi, adică s-a rotit device-ul nostru, o să rotim un cub pe care l-am desenat aici și o să vedeți mai jos cum am definit cubul, culorile pe care le are cubul respectiv, unghiurile și dacă interacționăm cu device-ul acum și modificăm orientarea, o să vedeți cum se rotește și cubul respectiv și ne prezintă alte fețe care au culori diferite. Sper să vă placă exemplele astea și să incorporați cel puțin la lucrările voastre de licență o parte din logica asta să o puteți folosi cu senzorii care sunt disponibili pe device-ul dumneavoastră. Acum, înainte de a prezenta exemple legate de servicii și senzori pe Flutter și iOS, o să ne uităm la un exemplu în Flutter în care, cu bază de date, în care am folosit o librărie numită Moore. Room, scris invers, a fost inspirată de librăria Room de pe Android și ne permite să ne conectăm la o bază de date SQL. Am văzut la laborator că o parte din dumneavoastră deja ați început să lucrați la laboratorul cu bază de date și mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat ce fel de engine să folosească sau ce ar fi bine să folosească ca și engine pentru non-nativ ca și bază de date. Aș dori să specific o parte dintre dumneavoastră m-au întrebat dacă pot să folosească async storage pe React Native. Din păcate, async storage nu este un engine de bază de date, ne permite să stocăm doar fișiere JSON pe disk și nu ne permite să facem interogări sau căutări în bază de date. Și de aceea vă rog să nu folosiți async storage sau local storage pe React Native. Să folosiți SQL și pe acele framework-uri. La Flutter, recomandarea mea este fie să folosiți, cum am văzut în cursul 4, SQL F-Lite sau acest pachet numit Moore, în care, ca și la, să zicem, Room în Android, folosind anotări, specificăm ce clase am vrea să se transforme în tabele în bază de date și aici avem o aplicație care ne prezintă to-do-uri, asta fiind o aplicație frecvent dezvoltată de voi la laborator, să o și pornim între timp. Aici vedeți cum avem două entități, to-do entry și category. Un to-do entry are un ID, un content și o dată și o categorie, iar categoria are un ID și o descriere. Folosind aceste anotări, data class name, îi zicem cum să se numească tabelul,
Iar apoi toate atributele o să se transforme în câmpuri și aici vedeți cum îi zicem un câmp să fie de tip întreg sau string sau de tip data. Flutter folosind pachetul acesta mur împreună cu builder, build runner de aici și mur generator, pornind de la notările respective, îi mai specificăm aici part și un nume de fișier pe care să ni-l genereze folosind anotările de aici. Iar fișierul acesta o să vedeți că este generat pentru noi. Ne zice să nu-l modificăm că e generat. O să ne genereze pentru fiecare metodă pe care am definit-o aici pentru clasele respective. Și aici vedeți cum definim și cum să se facă migrarea. Deci avem un obiect de tip database la care îi specificăm o schemă și îi spunem cum să se facă migrarea de la o versiune la alta. Nu o să ne uităm în detaliu peste cum se face acolo, dar apoi îi definim câte o metodă, cum să se creeze o entitate de tip to-do, să zicem, și îi zicem into tabelul to-dos, inserăm ce am primit. Cum facem update, cum facem delete, insert și cum ștergem o anumită categorie. Metodele acestea, insert, replace, delete, vor fi generate pentru noi în fișierul acesta. Și aici o să puteți să vă uitați să vedeți cum se generează. Ne se generează, după cum vedeți, și metode să comparăm entități, să le transformăm în JSON, din JSON și așa mai departe. Ce e important pentru noi legat de bază de date e că în momentul în care am definit o astfel de obiect de tip bază de date, o să-l putem folosi. Și aici avem pattern-ul acela bloc pe care l-am folosit și în alte exemple, în care o să acționeze ca și un repository pentru noi, ca să arătăm activități, să le prezentăm, să adăugăm, vedeți cum folosim DB, create category cu o descriere și apoi arătăm pe ecran. Creăm, DB create, îi spunem obiectul și ne creează. Update și delete. Deci ni se încapsulează oarecum accesul la bază de date, ni se generează metodele de acces la bază de date și noi lucrăm obiectual cu obiectele definite aici cu niște anotări simple. Deci destul de ușor de utilizat în loc să definim ca și la SQLite, call-uri și dacă o să comparați cu exemplu de pe SQLFLite, o să vedeți că e mult, mult mai ușor de utilizat. De asta vă recomand să folosiți acest mod. Aplicația pe care o avem aici, cum ziceam, e un simplu to-do app. Să-i facem launch, să pornim. Ar trebui să pornească în câteva secunde, dacă nu ne sabotează iară Xcode-ul. Și o să vedeți cum putem să definim to-do-uri în anumite categorii. Se pare că durează până pornește. Să sperăm că odată pornit celelalte exemple să le vedem mai rapid. Dacă aveți întrebări, între timp, vă rog să le adăugați pe chat, fie pe Teams, fie pe Twitch sau YouTube. O să încerc să vă răspund. Se pare că de la softul de broadcast îmi merge Xcode-ul mult mai încet decât de obicei, dar încet, încet pornește. Asta este aplicația de to-do. Aici avem o descriere și adăugăm o nouă intrare. Putem să-i facem edit, să-i specificăm o anumită dată la o intrare creată, să-i schimbăm numele, să-i zicem
Test. Așa. Putem să ștergem anumite intrări și putem să schimbăm categoriile și să avem intrări diferite pe categorii diferite, să zicem. Când ne schimbăm iară din nou categorii, vedem test. Și toate se persistă cu more. Vă rog să vă uitați peste acest exemplu și dacă dezvoltați aplicațiile dumneavoastră folosind Flutter, la bază de date cred că e mult mai ușor să folosiți more decât direct SQL simplu. Ok, mai avem acum și exemple cu senzori sau background. Să vedem o dată exemplu de background. N-am specificat în timpul slide-urilor, dar pe iOS nu ni se permite să executăm, adică nu avem același control când executăm task-uri pe background. Putem să executăm doar, să facem o cerere, să definim ce să se execute în background și sistemul de operare o să decidă când să execute acel task. Nu putem controla când să se facă execuția, dacă să se repete sau nu. Și din acest caz, din această cauză, nici în Flutter nu o să putem să definim task-uri în aceeași manieră cum defineam pe Android. Dar când rulează pe Android, atunci anumite configurări, cum ar fi dacă avem nevoie de baterie sau nu, dacă device-ul este idle, acestea se vor aplica. Folosim Background Fetch, un serviciu Background Fetch pe care îl avem specificat aici ca și dependență. Așa configurăm cum am vrea să se, când să se execute task-ul. Cum am zis, în implementarea de iOS nu o să se facă, nu o să se țină cont de setările respective, o să se execute când consideră sistemul de operare. Aici, ca și exemplu, e simplu, face doar o execuție și ne prezintă ca și mesaj că task-ul s-a executat. Nu e foarte interesant, ne prezintă doar un mesaj. Haideți să ne uităm la cel cu de iOS. Open iOS. Sunt în directorul care trebuie, scuze. Open iOS background task. Să sperăm că pornește un timp rezonabil. Aici puteți să vedeți cum definim un task pe iOS și ce face și Android, scuze, Flutter, când definim un task pe iOS. În momentul în care pornim aplicația, putem să îi specificăm că am vrea să avem un task care să se execute în background. Deci îi specificăm un alt mod de a porni aplicația, îi zicem perform fetch with completion handler și aici îi specificăm ce să se apeleze când se face acel handler. Ce am făcut noi aici e că am afișat numai timpul curent să vedem când se execută task-ul respectiv. Și dacă o să pornim aplicația asta, aici, scuze, să selectez simulatorul și să rulăm. Ar trebui să pornească în câteva secunde. Ideea e că, după cum am zis, nu putem controla noi când să se facă rularea.
Iar din Xcode, în meniul debug, avem aici un meniu care ne simulează un astfel de eveniment pe care sistemul de operare poate să-l ceară și să zică să ruleze task-ul nostru de background. Dacă îl inițializăm, o să vedeți că se apelează update time-ul de aici și ne arată timpul curent. Mai avem și exemple de Flutter și de iOS cu accelerometri și cu mișcare. Haideți să ne uităm dacă suntem tot cu iOS la core. Exemplu cu mișcare. Acesta, din câte mi-aduc aminte, este tot un cub pe care îl rotim în funcție de accelerometru. Aici vedeți cum folosim Motion Manager și îi specificăm că am dorit să primim update-uri de la acest serviciu, de asemenea de la giroscop, de la magnetometru și de la senzorul de mișcare. Iar în metoda update, aici vedeți cum în funcție de valorile pe care le-am primit, facem ceva. Printăm anumite valori sau facem anumite transformări. Se pare că durează până pornește, să mai rulează. Cum ziceam, se pare că mă sabotează software-ul acesta de broadcast și merge mult mai încet Xcode-ul. Dar vă rog să vă uitați și peste exemplu de aici. Aici avem un asset pe care, o resursă pe care o mișcăm în funcție de senzorii respectiv. Iar la Flutter, la Sensors, aici la senzori avem tot un exemplu simplu care folosește managerul și ia date de la accelerometru și de la giroscop și aici vedeți cum le memorăm în niște liste și în momentul în care facem build în partea de inițializare de la widget, aici ne legăm de evenimentele de la accelerometru, giroscop și preluăm valorile respective. Ne produc valori și invalidăm starea. Se pare că suntem destul de aproape de final. Haideți să încercăm să rulăm pe acesta. Se pare că asta e un warning. Se pare că Xcode merge destul de greu. Trebuia să pun tot pe Android să ruleze. Haideți să încercăm așa și dacă mai avem, nu rulează și avem timp, o să schimbăm pe Android. Se pare că nu vrea. Poate durează acum că suntem pe final. Oricum, dacă nu reușim, vă rog
să încercați să uitați dumneavoastră, închid din taskurile astea, să uitați dumneavoastră acasă peste exemple. Da, totul merge mult, mult mai încet decât de obicei. Nu o să mai așteptăm. Se pare că ni s-a terminat și timpul alocat pentru acest curs. Vă mulțumesc pentru că ați intrat și sper că vă ajută exemplele care le prezint. Ca de obicei, dacă ceva nu e clar, vă rog să-mi ziceți. O să încercăm să clarificăm la laborator sau dacă nu, o să pregătim alte exemple și o să rediscutăm topicul respectiv. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi și vă doresc multă sănătate și o zi bună în continuare. La revedere!